Managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, a făcut pași importanți pentru reabilitarea și modernizarea unității medicale. Astfel, locuitorii municipiului, dar nu numai, vor beneficia de cele mai bune condiții în ceea ce privește sistemul medical. Spitalul din Orșova beneficiază de aparatură performantă și de ultimă generație. Aparatura nouă din sistemul medical va aduce spitalul pe primul loc în regiune, deoarece deține o aparatură care, până acum în Orșova, de la înființarea spitalului, din anii 70, nu a existat. Este, în primul rând, aparatură ultramodernă și o să fim primul spital din regiune, acum nu știu, la nivel național, câte spitale sunt care vor accesa în contract cu casa telemedicina. În al doilea rând avem aparatură care până acum în serviciile medicale din Oșoa de la construcția spitalului din anii 70. Vorbind despre aparatură nouă, cum ar fi un tomograf de ultima generație, ecografe 5D, care sunt serviciile medicale de care Orșova și clisura Dunării nu au beneficiat niciodată până acum. Unitatea medicală deține și compartiment de neurologie medicală și vor mai deschide de la 1 septembrie un serviciu medical cu un medic renumit oncolog care va veni la la Spitalul Municipal din Orșova. Și aici vorbim de un computer tomograf de ultimă generație, vorbim de ecografe trecând de la tehnologia 4D deja la 5D, vorbim de uh, servicii medicale care uh, Orșova și zona clisurii Dunării nu le-a avut niciodată și aici mă refer la ortopedie, traumatologie, mă refer la urologie, mă refer la nefrologie. Oncologie medicală este o noutate. Faptul că Vom merge pe un serviciu medical, dar acesta va fi deschis de la 1 septembrie cu un medic renumit oncolog, care de la 1 septembrie va veni la Spitalul Municipal din Oșoa și care se finalizează cu uh, spitalizare de zi, adică asigurăm și o continuitate a tratamentului oncologic. Deocamdată încă nu suntem hotărâți de a înființa un compartiment de oncologie pentru că înseamnă lucruri total diferite față de. Ceea ce facem noi acum, și am uitat să spun că vom fi un spital mic, dar cu chirurgie pediatrică. Noile aparate vor fi setate ca la un moment dat să-și urmeze medicul prin apelare vocală.